Militarii care vor defila la parada din 27 august de pe Piața Marii Adunări Naționale s-au arătat mulțumiți. Cum arată, mai în orice caz este mai simplu și mai ușor să însușești noul pas de filare. Cu pasul nou de filare fizic este mai relaxant să se execută. Pentru însușirea pasului de defilare, militarii au nevoie de 2 săptămâni de antrenament. La asimilarea elementelor instrucții de front era necesar până la 2 luni, 2 luni jumate. În cazul când serviciul militar deja am trecut, dumneavoastră cunoașteți, de la 2 ani la 1 an, noi nu ne putem să permitem acest timp să-l folosim anume pentru elementele instrucției de front în defavoarea propriu-zis a pregătirii de luptă. Și președintelui interimar al țării i-a plăcut noul pas de defilare. Este un model european, este unul deopotrivă și solemn. Concomitent, este un model de defilare care păstrează sănătatea acestor băieți tineri care au o viață înainte încă. Numai militarii din Garda de Onoare vor învăța pasul de defilare european în paralel cu cel practicat în perioada sovietică.